și am adus o altă domnișoară frumoasă de la Cobilița, Anastasia Boroată, care este în Dolj acum, locuiește la Craiova, dar e gurjancă, însă locuiește cu familia la Craiova și îi place muzica din acea zonă și o și cântă cu mare drag. Cum am ales noi această piesă care urmează, ia să-mi spui? Îmi doream de foarte mult timp să mănânc o pâine dintr-un țăst și neavând, am vrut să cumpăr, să-mi fac și m-am gândit, ia stați puțin că nu mai cumpăr nimic, mă duc, îmi fac și fac și o piesă. Care se cheamă? Făcui pâine în țăstul mare. Anastasia Boroată. Moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă. De la taica moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă. Moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă. De la taica moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă. Moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă. De la taica moștenită, țăstul ăsta scoroșită. Dar plec mâine la Părău să fac și eu unul nou, mă.